Salut, eu sunt Navi și astăzi o să fac o altă reacție pentru că v-am învățat cu reacțiile și știu că v-am învățat cu reacțiile și îmi cereți mii de reacții. Astăzi voi reacționa la crushing, adică pe română, vă rog frumos, dacă se poate. Eu acum spar chestii cu mașina. Cu mașina. O să schimb fundalul pentru că da. Gata! Am schimbat fundalul pentru că mi-e mai ușor aici. Așa, haideți să începem. Reacția. Ce m-a speriat? Nu fac eu sport. Dar hai că e prea mult deja, vorbesc serios. Și știu că acum alea sunt de la școală și sunt mie la mie, sigur că mai am o temă de făcut pentru mine. Știu că e bine să păstrezi lumea curată și chiar te provoc să faci chestia asta cu mașina, adică dacă ești adult, poți să o faci. Adică să iei gunoaiele, să le pui afară și să le calci cu mașina. Și după aia să le pui într-o plasă, într-o pungă și le să își la coșul de gunoi. Nu astea. Vă rog frumos. Stați puțin, voi da pe din nou ca să... Nu-mi place ardeiul, dar nici așa. Adică să vezi pe stradă un om care face chestia asta. Nu ar face. Nu ar face. Eu chiar aș face. Voi sta aici. De câte ori fac eu reacții la chestii din astea cringe, îmi pică telefonul. Și da? Nu filmez cu o cameră de filmat. Nu filmez! Hai mă, dar dacă mai primești haine, trebuie să cumperi umerașe și să erau folositoare. Uite, eu acum nu prea am umerașe. Da, nu prea am putut... să vă zic un lucru. Nu e bun colcaul ăla. Eu beau doar ca să stau seara și să filmez. Ăsta e singurul motiv. Și pentru că e bun pentru mine. Hai să pun aici LED-urile ca să nu vă spărați pe mine. Hai, mă! O să vin. Scuze că îmi pică telefonul. Nu e ok deloc. Sunteți mai fericiți? În fața albastră, în fața cu... Așa. Vedeți? Așa. Cu slime-ul ăla, vorbesc serios. Mi-aș distruge, chiar dacă mi-am distrus acest telefon, foarte multe videouri pe TikTok și acum nu mai am TikTok, tot încă mai am și nu-l arunc, adică vorbesc serios. Nisu, cu ăsta nu-ți place? După video o să-i dau un comentariu.
Das putzi se dava un come in coma in el frase. Și eu vezi fi cu mine de față când îi dau un coment. Pare rău că sunt așa o gătă, dar... Și pare greasă. Aaa, mi-a pus... 10 milliliter. O să-i trimit... No! Virgulă. Crazy. Crazy? Crazy. Sper să mă înțeleagă, pentru că... Zis așa pe limba mea, aproape pe limba mea. De... E la modul slow motion sau nu? Eu nu pot să fac chestia asta, dar o fac. Yeah! La unul că fu prea scurt și au făcut. Hai mă, băiete! Bobodicile alea. Legat de aceste bombonici. Eu eram prin clasa a întâia și, nu, a doua, și am mâncat bombonici exact la fel. Și mai pe seară, atunci când îmi făceam temele, mă durea burta și capul. Nu mă durea chiar capul. Și eram așa la birou, am zis, mama, mă doare burta. Și am stat așa în pat. Am vomitat așa și aproape tot patul, cam așa era plin. Tot patul, vorbesc serios. Chiar. Adică eu nu mai mănânc bombonici de alea, deci n-am mai încercat-o, dar a fost singura dată în care am încercat și toți colegii mei mănâncă prostii de astea și n-am văzut să nu vină o zi la școală. Sau să zică că, da. Hai, mănânc consola, eu am nevoie de consola și două spargi. Nu ți-e ușine. Thank you.
Ei, stai să te... Cred că ar trebui să stau mai sus ca să scundă și cădea. Să stea tot video încât să stea așa. Nu vreau. Hai că mai sunt. Găinile fac. Așa. Și tu spargi ouăle nesimțitule. Next video. Nu mă interesează. Haide. Deci dau. Data viitoare vom reface la acest clip cu săpun. O să căpăr acest clip pentru Bianca Adam și numele canalului ei. Next. Așa. Cam acesta a fost clipul. Eu sper să vă placă. Deci, ne revedem foarte curând cu o nouă chestie.